Bun găsit, stimați telespectatori! Numele meu este Gabriela Racu. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Pe un picior de plai. După cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână aducem alături de noi interpreți extraordinar de talentați. Astăzi, în platoul Apolonia TV, îi avem alături pe Corina Țepeș și Costi Burlacu, niște artiști consacrați. Bună ziua, dragilor! Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea și că ați venit, uite, până la Iași. Salutare, bine v-am găsit! Te salutăm, Gabriela, și îți mulțumim din suflet pentru invitație. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine, suntem într-o lună frumoasă a mărțișorului, o lună în care am reușit să avem multe spectacole, să ducem mărțișoare muzicale atât în Basarabia cât și aici în România. Noi unim malurile Prutului cu muzica noastră. Am avut un spectacol grandios la Bălți, care este al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, iar cel de-al doilea concert la fel de grandios îl facem în data de 16 martie la Iași, la Sala Unirii, fostul Cinema Victoria. Acolo cu asta ne ocupăm acum, pentru asta muncim. De aceea v-am invitat și eu astăzi să ne povestiți un pic despre acest concert. Sunteți artiști consacrați, extrem de iubiți de oameni. Cred că toată lumea știe piesa Același drum, așa este și numele concertului. Da. Și aș vrea să îmi povestiți un pic cum a pornit totul, cum a pornit ideea acestui concert. Ideea concertului în sine marchează cei 20 de ani de activitate pe care i-am făcut în anul trecut. S-a întâmplat pe scena Palatului Național din Chișinău, în decembrie, un spectacol grandios, în două acte, în două părți, un spectacol de 4 ore, în care a inclus muzică populară, muzică ușoară. A fost un spectacol 100% live, cu 3 orchestre în scenă. A fost o nebunie, cu foarte mulți muzicieni implicați în scenă, avându-l ca director muzical pe Marco Sielski, un mare pianist, un mare muzician care a făcut reorchestrații noi. Apropo, el va veni și cu noi și la concertul de la Iași. Deci este cam aceiași muzicieni vor fi și aici la Iași, într-o formulă mai mică, dar vom fi oricum vreo 30 de muzicieni, deci o să fie o poveste frumoasă, emoții, va fi tare frumos. Marc Oselski colaborează cu multe proiecte și de aici din România, deci el a cântat și la Sala Unirii și cam mai pe toate scenele României, așa că... Da, și ziceam, deci acest concert este despre cei 20 de ani ai noștri de activitate, de creație, dar și de când ne cunoaștem noi ca și cuplu. Ce pentru frumos. Că da, așa a lucrat Dumnezeu prin noi, ca în 2003 noi ne-am întâlnit prima dată și de atunci suntem împreună, suntem un cuplu, deja suntem o familie. Și tot de atunci am început să, adică un pic mai târziu, am început să facem și primele duete. Și în acest spectacol noi am dat, în acest spectacol de aproape 4 ore, noi am cântat doar muzica, melodiile pe care le-am creat în toți acești ani. Deci n-am cântat cover-uri, deci avem atâta muzică, atâtea melodii pe care marea majoritate eu le-am scris. Și melodii la care am depus suflet sunt ca și copiii noștri, în care am muncit pentru fiecare virgulă, pentru fiecare text, pentru fiecare notă, colaborări cu poeți, cu textieri, cu compozitori mari, cu orchestre deosebite. Asta e. Și am decis că avem ce arăta, ce da, și am făcut acest spectacol la Chișinău. Și dacă a ieșit atât de bine și noi am făcut sold out cu aproape 3 săptămâni înainte de spectacol la Chișinău, am zis că multă lume n-a putut să ajungă, inclusiv și de aici, din Iași. De asta a apărut ideea, zic, de mărțișor, neapărat mai mergem cu acest spectacol. Așa pentru este. Că are lumea ce vedea. Așa este. Povestiți-ne un pic mai exact, pentru cei care nu au văzut spectacolul de la Chișinău, ce invitați o să aveți? Cine va fi alături de voi aici la Iași? Alături de noi, invitata seara este interpreta iubită
de ambele maluri ale Prutului, Adriana Ochișanu. Cu Adriana avem o relație tare frumoasă. Anul trecut am făcut un turneu, la fel, cu casa închisă în toată Moldova, deci pe teritoriul țării. 24 de orașe. A fost un turneu extraordinar, la fel, 100% live, ceea ce nu se făcea poate până la noi, să mergi să cânti live cu instrumente, cu tot, să mergi într-un oraș cât de mic, da? Adică e o chestie tare, tare faină. Și da, Adriana va cânta alături de noi muzică populară, melodiile ei cunoscute, sigur. Cine va mai fi alături de voi? Ce momente ați mai pregătit sau vreți să le mențineți surpriză? Avem mulți muzicieni buni. Fiecare din ei este un om valoros și o să vă convingeți de asta venind la spectacol. Și bineînțeles, cu Marco Silski, care este așteptat de muzicieni în primul rând de aici, pentru că este un om admirat și iubit. Așa este. Numele concertului este același drum, de la cunoscuta voastră piesă, pe care cred că a cântat-o toată lumea la evenimente, a auzit-o toată lumea. Vreau să vă întreb de ce este cea mai cunoscută și admirată piesa voastră, cum de v-ați gândit la acest titlu? La acest generic, Același drum este și o piesă, este despre noi. Și el cumva caracterizează într-o totul acest parcurs al nostru de 20 de ani. Cred că nici nu putea fi o altă denumire, că nu ne-a luat mult timp să ne gândim. Când am vorbit despre 20 de ani de activitate, e același drum pe care noi mergem împreună. Și plus că e și una din cele mai cunoscute și mai cântate melodii ale noastre. Dacă tot sărbătoriți acești 20 de ani, povestiți-ne puțin cum au fost acești ani ai voștri. De când v-ați cunoscut, cum a decurs așa cariera voastră, atât pe partea de familie, cum a fost, dacă ați întâmpinat poate unele greutăți, cum a fost așa tot? A fost un parcurs lung și desigur cu multe provocări. Nu pot să zic că a fost totul foarte ușor și simplu, pentru că aici au fost, hai să spun, și niște sacrificii, vorbind acum de familie, pentru că pe scenă noi suntem parteneri de scenă, Costi Burlacu, Corina Țepeș, la acasă suntem mama și tata pentru fiicele noastre. Deci aici este o chestie de delimitare, da? Unde suntem un artist pe scenă și alta acasă, unde trebuie să fii mama și tata. Și a fost destul de greu, anevoios, dar cred... Anevoios, în primul rând, din cauza lipsurilor noastre frecvente de acasă. Au fost momente când nu ne-am văzut copiii și 4 și 5 zile, au fost momente când am lipsit 3 săptămâni, plecați departe în Statele Unite. Peste ocean. Și sacrificiile sunt mari, adică e greu cu un artist în casă, zic de multe ori, dar cu doi e și mai greu. E interesant, bineînțeles, dar e și complicat pentru toată aranjarea asta cu... Da, cum să gestionezi situațiile, o adevărată provocare. Cum a fost când au apărut copiii de la început? Și aveați deja cariera, erați deja un cuplu pe scenă, nu-i așa? Tocmai da, eram... La noi cam a fost o dată și piesele noastre, deci practic în 2008 a fost lansat șlagărul, piesa, că de fapt a devenit șlagăr foarte rapid, Cântă dragostea, deci și atunci eram însărcinată cu Smaranda, cu cea mare, și cam odată au venit toate, și familia, și succesul, și prima piesă care a prins chiar foarte bine. Pentru că noi în primii ani de relație cântam separat și de asta am și rămas și până astăzi cu numele noastre, Costi Burlacu, Corina Țepeș, pentru că atunci am început a face duete, ne-am gândit că va fi unul, două, că ne tot spunea lumea, hai faceți ceva. Apropo, marele maestru, compozitorul Eugen Doga, a fost unul din persoanele cheie care ne-a încredințat o melodie legendară pe versurile lui Grigore Vieru, marele Grigore Vieru, ne-a încredințat Oglinda clipelor.
Frumos. Am cântat-o la un festival, concurs dedicat creației lui Eugen Doga. Atunci noi am ales această melodie, Oglinda clipilor. După care am avut seara o recepție, el s-a apropiat și a zis: puteți să o luați, să o faceți, că voi nu trișați, voi chiar sunteți cuplu și în viață. Și cântați melodia asta, că este atât de frumoasă, e melodia tuturor generațiilor. Da, ne uităm ca doi copii, apoi ne iubeam ca doi nebuni și la urmă ne uităm ca doi bătrâni. O melodie tare. Deci avea sens exact cu povestea sens pe care o trăiți. Da, și Eugen Doga cumva ne-a motivat atunci și după asta a apărut și alte duete imprimate deja pe care le-am scris eu. Iarăși, cred că duetele astea au venit cumva și nu de aceea că noi am vrut, cred că așa Dumnezeu a lucrat și practic toți producătorii și impresarii de evenimente, de concerte, la fel, când ne solicitau, dacă îi spuneau lui Costi, îi spuneau, zice, ia te rog și pe Corina, poate cântați împreună, sau dacă mă sunau pe mine, te rog foarte mult, veniți cu Costi. Deci cumva s-a legat așa, așa ați fost natural, natural, da, da, organic, da. Adică așa a fost cerut. Nu am gândit un duet de asta voiam de lungă să vă durată întreb. Atunci. Da. Deci de aia și-am rămas cumva Costi Burlacu, el cu familia lui, eu cu familia mea, pentru că noi nu știam cât o să dureze duetul nostru. Uh-huh. Că o piesă, două, că trei, că 20 de ani. Uite, 20 de ani au trecut. Și cum a fost drumul ăsta împreună? Având în vedere că ați cântat și separat la început, ați putut face așa o diferență? Având în vedere că ați rămas... Apropo, în toți acești 20 de ani, noi n-am renunțat la piese solo. Costi compune și muzică populară pentru mine, el mai puțin cântând muzică populară, dar a făcut pentru mine multe melodii în care eu, de exemplu, pentru mine muzica populară e cam același cântar cu muzica ușoară, pentru că eu când am cântat prima mea melodie la 5 ani, am cântat piesa La oglindă, care o cântă toată România, da. Și cumva pentru mine muzica populară tot timpul a fost așa, aici, la inimă. În suflet. Da, muzică populară, muzică de petrecere. Eu cânt mai multă muzică de dragoste. Apropo, pe 8 martie am lansat o melodie tare frumoasă, o să vă placă, Tu ești jumătatea vieții mele, dedicată tuturor femeilor. Ce frumos. Puteți să o găsiți pe YouTube, ascultă și tu, că o să-ți placă. Cu siguranță. Da, e așa, un mesaj sensibil pentru toate femeile. Și asta e, scriem, muncim. Dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, să vă iau puțin și separat, cum a început povestea asta de a compune pentru tine? Atât linii melodice, melodii, atât cât și texte. Cum ai început să ai găsit dorința asta și faptul că știi? Da, am început să scriu încă pe când eram elev la liceu. Am început a face primele melodii. Și nu atât de rele pentru vârsta aceea. Bine, că ai făcut și școală, tu ai făcut acordeon, ai făcut cantul academic. Studiile m-au ajutat foarte mult, am putea să-mi exprim gândurile și ce ne transmite Dumnezeu sau divinitatea de acolo de sus. Pentru că îți vine melodie, dar este foarte important să știi cum să o așterni, să o aduci, să-i dai viață, știi? Așa este. Da, și atunci studiile pe care le-am făcut, faptul că posed instrumentul, asta mă ajută foarte mult, plus lucrul în studio, pentru că de la 17 ani am avut marele noroc să muncesc la Teleradio Moldova, alături de mari muzicieni și deja de atunci am început să fac orchestrații și... Alături de maestru Gheorghe Mustea. Gheorghe Mustea, de Anatol Roșcovan. Anatol Roșcovan, regretatul. Deci, și asta m-a ajutat foarte mult. Dar, bine, poți să ai toate studiile și să nu poți scrie și invers, știi cum? E diferit. Deci îți trebuie și un dar acolo al... Da, evident, Dumnezeu evident, trebuie să... Da, aici, pentru că... Multe melodii care mie mi-au venit, spre exemplu, Dorul Lunii, eu și acum o ascult și pe care am scris-o Corine și ea a fost de față când eu am născut melodia asta. Ea a apărut în câteva minute, stăteam și mi-a venit ceva, zic, vreau să cânt ceva la pian și am cântat-o și am dezvoltat-o, deci în 10-15 minute era gata și eu acum când o ascult, că este o lucrare complicată și eu cânt foarte mult tineri pe la concursuri și tot așa,
Și eu de multe ori mă prind la gândul că parcă nu-mi vine a crede că asta eu am scris, că, pentru că cumva nu am gândit-o intenționat. Ea a curs așa cumva din, prin mine așa și, Dumnezeu a lucrat. Și aici, de asta zic, Dumnezeu ne transmite și e păcat să nu scoți. Așa este. Păcat să nu valorifici ceea ce îți dă Dumnezeu. Ați compus de-a lungul timpului și pentru alți artiști? Da. Da. Și voiam să vă întreb... Cum faci ca piesa respectivă, cum faceți ca piesa respectivă să se potrivească atât timbrului vocal, cât și personalității artistului? În primul rând, Costi foarte bine studiază artistul, însă și complexitatea artistului, personalitatea lui, ce transmite pe scenă, cum transmite mesajul. Mm-hmm. Deci contează foarte mult. Și încă ceva, Costi n-a făcut foarte multe piese, dar piesele la care a lucrat cu alții, neapărat a făcut și versurile, adică nu neapărat Costi, dar a lucrat cu textierul, pentru că n-a dat așa, hai, ia piesa și fă ce vrei cu ea, nu. Deci lucrăm și cu text și după aia vedem cum se ambalează la final și asta e formula. S-a dedicat ca produsul să fie 100% unul reușit. Da, da. Tot timpul ne străduim ca produsul să fie reușit, știi? Și muncim. Noi toți interpreții ne dorim ca, sau și compozitorii, ca melodiile să devină șlagere, știi? Așa este. Dar niciodată nu poți ști când, cum, uneori îți pare că asta v-am pușcat cel mai mult și nu e, știi? Apropo, același lucru a fost și cu același drum. Corina, ea este... Criticul numărul 1. Criticul e comisia numărul 1, cea care dă verdictul, știi, va merge, nu va merge, da. Mm-hmm. Și în cazul același drum, ea era destul de sceptică, zicea, nu, că asta e banal, că nu va merge, dar am arătat melodia asta doamnei Maria Stoianov, ea a semnat versurile, deci până seara ea ne-a sunat și a zis, măi băieți, asta e șlagăr, asta e melodie care va cânta toată lumea. Și așa a și fost, deci... O lansasem pe radio și în câteva luni o cânta toată Moldova, apoi a trecut Prutul. Și foarte repede a trecut Prutul, da. Dar au mai urmat și alte melodii, la fel în care de succes, Anii mei, Dorul lunii, Cântă dragostea. Dulce și amar. Da, sunt foarte multe piese melodii, extraordinar de cunoscute. Să trecem puțin și la partea... Ca și solist, cum a fost? Ce piese ați lansat de-a lungul timpului? Care a fost poate o piesă care a fost importantă pentru tine? Pentru mine ca și solist, bine că toate piesele sunt importante, toate piesele am muncit cu mult suflet, vorbind acum de voce, pentru că eu nu compun sau bine că... Chiar dacă am vreo idee, ceva, neavând studii, spun lui Costi, uite-mi vine melodia asta în cap, dar nu știu cum să o așez, cum să o așez la pian. Zic, uite, ajută-mă să facem cumva ceva împreună. Melodia care mă caracterizează pe mine ca și interpret solo este Dorul lunii. Costi a compus-o chiar cu ceva, hai să spun, cu o lună, două înainte de ziua mea de naștere, atunci când trebuia să împlinesc 30 de ani. Și a fost chiar cel mai frumos dar. Muzica îi aparține lui, versurile Maria Stoianov și chiar, nu știu, s-a îmbrăcat ca o mănușă, nu știu cum, e bijuteria mea, hai să spun așa. Este o carte de vizită care da. Te reprezintă. Da, și cumva a fost, m-am regăsit și în asemenea gen de balade, dacă nu pot să-i spun concret că e muzică populară. E un fel de baladă. Nu știu, ceva... Da, nu e nici ușoară, nici populară. E undeva la mijloc. La mijloc, da. Pe partea de muzică populară, ce ați mai... De petrecere are un album. Pe partea de muzică populară am un album întreg realizat în 2017 împreună cu Orchestra Lăutarii, cu maestru Nicolae Bodgros, aranjamentele semnate de Corneliu Bodgros, un album 100% cu piesele mele de autor. Deci nu sunt cover-uri, nu sunt împrumutate de la... Deci
Pentru că atunci când m-am apelat la domnul Bodgros, i-am zis, vreau să fac o piesă, două, cu lăutari. Zice, draga mea, fă un album, dar să nu copii de la alții, să faci să fie al tău. Și uite, chiar în 2 ani de zile, în 2017, zic, am făcut la această lansare un album minunat și piesele și acum le cântăm, Lumea e bună, lumea e rea, duet cu Costi, Sus cât mai sus, Sârba Moldovenilor, apropo, versurile i-aparțin regretatei Mariana Honceru de la Botoșani și sunt multe, multe melodii pe care și astăzi le cânt. Mai puius de rândunea, la fel o melodie în care s-au regăsit multe mame. Da, apoi a urmat în colaborare cu Moldovlasca, o orchestră tânără, inedită. Cu un suflu mai nou, da? Deci în muzica populară ei sunt așa... Bine că ei nici nu se declară cumva orchestră de muzică populară. E o orchestră care... O orchestră universală care... Fuzionează între muzica populară de petrecere, elemente balcanice, hai să spun așa. Da, Cu... Și cu ei am realizat ceea ce când Corina am scris eu, azi petrec cu tine, omule, o melodie de petrecere... Am ascultat-o și eu, foarte... Da. Și cum a fost lansarea? Da, lansarea a fost 2 ani în urmă, am făcut un videoclip cu ei și chiar a prins foarte bine și în România o cântă foarte mulți, o melodie de petrecere, că... Nelipsită la petrecere. Și eu vom cânta și la concertul nostru de la Iași. Da. Să ne mai spuneți puțin de acest concert, ce se va regăsi exact? Adică veți cânta, având în vedere că o aveți și pe îndrăgita Adriana Ochișanu, veți cânta și în colaborare cu ea piesele voastre? Da, avem surprize în duet, deci avem melodii frumoase împreună cu Adriana, da, și deci vom cânta muzică populară. Piesa Prietenia. Și piesa Prietenia, pe care am lansat-o la fel la Chișinău în decembrie, deci va fi super. Înainte să luăm o scurtă pauză de publicitate, aș vrea să anunțați oarecum telespectatorii de unde pot achiziționa biletele și totodată unde să... Da. Dragilor, deci pentru spectacolul nostru din 16 martie la Iași, la Cinema Victoria, Sala Unirii, vă așteptăm pentru că va fi poveste, va fi magie. Venim cu mulți muzicieni, dar venim și cu un staff tehnic deosebit, cu multe lumini, va fi un show extraordinar cu ecranele, da. Vă așteptăm alături de noi și biletele le găsiți online pe iticket.ro și bilete fizice la casa de bilete a Casei Studenților. Da, acolo găsiți și bilete pe hârtie. Totodată să menționăm că și noi vom fi alături de dumneavoastră. Neapărat, da, vă așteptăm, pentru că Gabriela ne-a promis că va veni și ne va filma și pe noi, dar și pe dumneavoastră, cei din sală. Și abia așteptăm să ne vedem, să ne cunoaștem, pentru că noi, din păcate, fiind la o distanță nu atât de mare de Iași, am avut mai puține spectacole în Iași. Bine, evenimente private cu trupa. Cred că odată cu acest spectacol din 16 martie de la Sala Unirii vom veni mai des. Veniți și trăiți bucuria alături de noi, iar noi abia așteptăm să vă cunoaștem, să comunicăm, să facem și poze. Apropo, am decis că vom ieși după spectacol și chiar vom face poze. Vom avea și un banner special pentru asta pregătit. Așa că... Vă așteptăm? Da. 16 martie la Sala Unirii. Ce frumos! Deci eu cu siguranță sunt sigură că veți cânta tot cu casa închisă, așa cum a fost și la Chișinău și cu siguranță și lucrurile se vor schimba după acest concert și vă vom vedea mult mai des aici, nu doar în Iași la concerte, ci în toată România, pentru că muzica voastră să dea trebuie să se audă și la concerte. Să dea Dumnezeu, mulțumim, da, Gabriela. Pentru că noi vă aducem o muzică adevărată, sinceră, trăită de noi, scrisă de noi, muzicală. Da, cu adevărat sinceră, având în vedere că și trăiți această frumoasă poveste de dragoste, să o numesc. Cum v-ați simțit voi când ați văzut că atâta lume vă cântă melodiile la evenimente și nu numai, chiar și la concursuri, așa cum ați menționat? Da, pe lângă evenimente, multe melodii sunt cântate și la concursuri. Sunt foarte mulți copii, tineri, care
mă sună, ne cer negativele și asta mă bucură. Inclusiv și de aici, de România, zilele astea mi-a scris o doamnă de la Baia Mare, mi-a cerut negativul de la Pace Între Noi, o melodie despre pace pe care am lansat-o 2 ani urmă, îndată după ce a început acest nenorocit război în Ucraina, și am făcut această piesă Pace Între Noi și mă bucur că a prins atât de bine acest mesaj, nu doar la cei în vârstă, dar chiar și la copii. Și chiar întrebam prin spectacol, eram, zic, ce vă doriți, ce își doresc copiii cel mai mult ultimul timp sau de la viață? Și primul cuvânt pe care îl rosteau copiii era pace. Și asta m-a bucurat foarte mult, pentru că cumva înainte când spuneam pace, era așa un cuvânt. Da, acum are sens. Da, acum are sens. Și cum ne simțim când vedem? Bineînțeles că e o responsabilitate pentru noi, pentru ceea ce facem. Este și o bucurie și o împlinire pentru mine. Asta mă motivează să scriu mai departe, să scriu piese bune, pentru că nu te duci la concurs cu orice, te duci cu o piesă bună și atunci când se cântă. Și altceva, când se cântă melodiile de dragoste, e foarte frumos atunci când oamenii se regăsesc în mesajul anumitor melodii. Ori noi am cântat la nunți în care stătea scris pe spatele, pe background, același drum în viața avem, sau ești cea mai mândră mireasă, sau multe, multe alte versuri din melodiile noastre. Pentru public, pentru oameni noi creăm și... Bineînțeles că mă bucur foarte mult atunci când melodiile sunt cântate, sunt auzite, îndrăgite, distribuite și tot așa. Vă împlinește. Da. Un alt lucru pe care l-am observat la voi este modestia și se vede că faceți cu multă dragoste ceea ce faceți, pentru că am auzit chiar din prima clipă că voi oferiți cu drag negativele și vă bucurați, ceea ce nu vedem la toți artiștii. Chiar mulți se supără când le sunt cântate iar și iar. Nu e loc de supărare. Noi ne-am dorit ca după noi aceste melodii să fie cântate, să rămână ceva din urma noastră, pentru că noi nu am creat ca muzica ca să facem neapărat bani. Noi am creat muzică ca să educăm generațiile care vin cu muzică bună, cu muzică elevată, cu mesaj, cu conținut. Asta este menirea artistului în scenă. Și cred că și prin faptul că cel mai mult ce faceți voi e faptul că oferiți povestea voastră, viața voastră așa cum este, așa da, cum am zis. Viața noastră pusă pe tavă. Da, adică suntem sinceri în ceea ce aducem în scenă, în ceea ce cântăm. Bine, că avem și piese cu mesaje mai jucăușe pentru anumite gen de spectacole, că îți dai seama, noi cântăm și la nunți, la grăminte private, și avem și muzică de petrecere, și muzică mai de joc, și avem și melodii mai dinamice, mai moderne, dar avem și piese de factură grea, știi, piese serioase. O diversitate. Dacă tot am atins vorba despre evenimente, cum mergeți voi la evenimente? Aveți un band? Avem un band de mulți ani, o trupă complexă, alături de care noi putem să cântăm toate genurile muzicale, atât muzică ușoară, cât muzică populară, cântăm balcanice, latino, disco, Corina cântă și piese străine, în engleză, franceză. Dacă omul vrea și manele la petreceri, știi cum? Omul vrea să se simtă bine. Omul se petrece, știi? Omul petrece. Da, adică trebuie să facem diferența. Unde când și în ce context. Da, iarăși, important este să dai o melodie bună. Că spuneam mai devreme că poți să dai și de o manea care este bună și cânti orice. Important este să o faci profesionist. Iar noi avem cu cine? Avem niște instrumente absolut minunați. Sunt băieți școliți. Băieți de la care învățăm și noi, și ei ne mai spun ce trebuie să cântăm, ce mai apare nou. Ca o echipă aici, suntem o echipă adevărată, da. Cum a luat naștere acest band? Cum a început și de câți ani? Trupa o avem de mult, cred că mai
peste 15 ani de când avem trupă. Bineînțeles că ea a suferit anumite modificări de componență. Cândva eram doar taraf, doar pe partea de populară. Muzică populară, dar apoi când au început oamenii să solicite și pe partea ușoară, muzică ușoară și band-uri, atunci noi am făcut niște schimbări în componență și acum, dar nu am vrut să renunțăm total la muzica populară, așa că nucleul este, avem violist foarte bun, avem trompetist. Toți sunt foarte buni. Da, deci toți sunt foarte buni și sunt excelenți și pe partea de muzică populară, dar deja putem să cântăm și muzică ușoară, adică o trupă complexă care putem să dăm toate genurile și asta facem și în spectacole, pentru că avem și spectacole alături de ei. Anul trecut am avut un turneu întreg. Ce frumos! Live, da. Cum ați făcut în toți anii ăștia, chiar dacă s-a schimbat componența, a mai sperit modificări, cum ați făcut să mențineți unit acest band alături de voi și să țineți oameni, cum ați spus, valoroși alături de voi? În primul rând este fratele Corinei. El este cântătorul artistic sau omul cheie în formație. El cântă la clapă, la orgă. Și apoi restul, da, cum poți să ții o trupă? O ții cu motivație, să-i dai de lucru, da. Nu ai de lucru, nu ții trupa. Și noi am fost preocupați tot timpul ca să ne gândim nu doar la noi, dar să ne gândim și la echipa pe care avem. Pentru că noi alături de ei suntem împliniți, putem și profesional să creștem. Și de asta venim pe 16 martie alături de trupa noastră, alături de cei cu care cântăm mai mult de 15 ani. Și nu doar cu ei, pe lângă ei avem invitați încă foarte mulți muzicieni, vom avea și orchestră de cameră, vom avea și suflători, îl avem în frunte pe Marco Selski, un muzician absolut senzațional. Ce planuri aveți pe 2024? Nu v-am întrebat. După acest concert, ce urmează? Noi ne dorim foarte mult ca acest spectacol, acest concert să-l mai ducem și în alte orașe. Ne scrie multă lume și vom analiza, așteptăm și ne dorim foarte mult ca să fie încununat cu succes aici la Cinema Victoria și după asta vom merge și în alte orașe, pentru că avem ce da. Venim avem cu un produs, da, și noi venim cu un produs de calitate, un concert de calitate, profesionist, copt, regizat bine. Ați spus că vreți să duceți și în alte orașe și voiam să vă întreb, pentru că n-am apucat când discutam de formație și evenimente, cam cât de mult cântați în România și cum s-a produs oarecum intrarea și pe piața de aici? Bine, noi de mult am început să cântăm evenimente în România și mai puțin spectacole. De asta ne dorim ca acest spectacol să mai repetăm și în alte orașe. Dar de mult am venit pentru că organic cumva, ca da, acum, mă rog, de social media, de YouTube, de Facebook, de asta, știi cum, asta de recomandare în recomandare și am avut multe evenimente și aici în Iași și în alte orașe, în Bacău și Galați. Și simțiți așa o diferență de la public la public, de la evenimente? Sunt diferite evenimentele în Moldova față de aici? Bine, probabil că aceste diferențe țin doar de zona din care face parte unde noi cântăm. De exemplu, am cântat și la Cluj, unde se cântă un pic altceva, alt stil, alt. Și am cântat și în Maramureș, acolo. Deci v-ați adaptat-te stil. Deși de echipă profesionistă și deși la Chișinău se cântă absolut în afară de ceea ce este și la Iași, și la Chișinău se cântă și se chiuie și se joacă hora la fel. Da. Aveți în plan să lansați piese noi în viitorul apropiat? Sigur, tot timpul. Dați-ne din casă puțin. Asta tot timpul e planul, nu poți să rămâi. Știi, ai făcut o piesă și alta vine de urmă. Da. Ne pregătim că dacă ai făcut una și zici, lasă, apărea următoarea, nu știu când. Deci, nu, acum muncim mai mult. Tot timpul suntem în mișcare, creăm noi piese. Vreau să vă întreb, dacă tot ai adus vorba și de social media adineauri, cât de importantă a fost promovarea asta pe social media voastră? Și cât de mult v-ați implicat în ea? Dacă v-ați simțit... Noi am intrat foarte mult pe social media și asta... Odată cu asta, noi acceptăm realitățile în care
în care trăim. Păi cred că și datorită social media am ajuns aici la ea și cred că și datorită online-ului mergem și mai departe. Și pentru că este, care ne urmăresc. Pentru că este foarte... Hai să recunoaștem acum, dacă, nu știu, ne pică cumva Facebook-ul, ce facem? Suntem toți cumva conectați, da, toți. Așa este, o rețea așa care ne ține așa strânși. Și e și normal, da, pe nouă ne scriu mulți admiratori din Piatra Neamț, din Bacău, de la Botoșani, de la Galați, oameni care, cu care interacționăm. Acolo vă văd. Da, acolo ne văd. Acolo ne văd, ne urmăresc pagina noastră, avem o pagină activă, noi o menținem activă prin ceea ce postăm zi de zi. Da, zilnic postăm, zilnic. Da, acolo punem chiar... Nu doar muzică, dar punem și câte viața ceva din, voastră. Și viața noastră, da, și din culise, da, și cu fetele care noastre. Care e cel mai și... implicat și mai profesionist? Corina mai mult. De ce? Și Costi se implică pe partea de montaj, când e vorba de, zic, hai să facem un video și Costi zic, uite, hai să-l editez, să fac, bine că el pricepe programul ăsta de editare și editează și hai să facem așa. Eu postez mai mult content ăsta, profesionist, activitate. Din Corina, concerte. Corina postează mai mult din culise, din viața, da, de zi cu zi, ce mai gătește, unde mai ieșe cu fetele, ce face la sport. Am început să mai postez și reels-uri din astea. Că, na, asta ne dictează prind cumva, asta prind bine, mm-hmm, da? Dacă se cere asta, hai să facem asta. Adică noi trebuie să ne dăm după tendințele actuale, tehnologiile care... Nu, adică astea sunt niște instrumente datorită cărora, te sau cu ajutorul vizibil cărora noi putem să ajungem aproape de oameni. Și dacă avem instrumentul la îndemână, de ce nu? Trebuie să profităm oarecum. Sigur, mm-hmm, sigur. Da. Eu am văzut la voi niște videoclipuri extrem de calitative și foarte, foarte frumoase și chiar și cele care erau, uite, live, de exemplu, de la un concert, tot extrem de calitative. Cât de mult ați investit și ați contribuit la asta? Cât de important este un videoclip de calitate? Pentru că am vorbit ca piesele să fie de calitate. Cât de mult și un videoclip contează? Pentru adică noi contează toți care lucrăm să fie profesioniști și să dăm un produs de maximă calitate. De asta și pe partea de video la fel lucrăm cu profesioniști. Unul din ei, cred că ceea ce ai văzut, este realizat de Oleg Butnaru și Ina Butnaru. Sunt unici, cred că în tot spațiul românesc, care filmează cele mai mari spectacole. Au început de la Chișinău și acum ei filmează în toată România și ei s-au mutat recent cu traiul aici în Iași. Să știți, deci Oleg Butnaru și echipa lui de profesioniști, împreună cu Ina, fac o treabă colosală. Sunt deosebiți, ei filmează, apropo, multe din videoclipurile pe care le cunoașteți a multor interpreți. Da. Mm-hmm. Și n-ai cum vezi că tu ai sesizat calitatea imaginii și felul în care se filmeze, n-ai cum să nu observi. Lucrul, îndată vezi că acolo e mâna lui Budnaru. Da, da, o să mai răspund o chestie, că ziceai, da, cum, deci piesele, investim în piese, în videoclipuri. Costi îmi zicea de multe ori, noi fiind de multe ori plecați peste ocean, în Statele Unite, am fost deja de vreo 8 ori la moldovenii noștri, diaspora noastră. Uh-huh. Și zice, n-ai cum, moldovenii noștri atât de bine, își fac case mari, mașini scumpe de 100.000, deci n-ai cum să intri într-o mașină scumpă de 100.000 și să asculți muzică ieftină, adică de la piață. Da? Deci aici trebuie să fii totul. Totul absolut foarte, da, frumos. Am filmat videoclipuri și în Statele Unite. Avem acolo, la fel, un moldovean de-a nostru stabilit care continuă să facă ceea ce făcea acasă, face producție video. Și avem două videoclipuri filmate, unul în Chicago, unul în San Francisco, în California. Vreau să vă întreb, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, cum ați ajuns să fiți chemați pentru prima oară și să tot mergeți? Noi suntem invitați peste tot. Pe unii săi noștri mergem după ei, știi? Diaspora noastră că noi... peste tot, așa că cum și de fapt... Da, am fost la festivaluri acolo, am avut și evenimente private. Cum a fost prima dată când ați fost? A fost impresionant și am făcut prima dată noi când ne-am dus în Statele Unite. Avem și fiini acolo, avem fiini de colonie. Și prima dată când am mers în Statele Unite, am făcut un tur cu mașina, am mers din Texas, din Houston, din sudul Statelor Unite, am mers cu mașina
până în California, în San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Deci am văzut așa din prima dată și America, nu doar cea care este arătată în filme, dar am văzut și America cea adevărată, da, am mers prin localități, am văzut și drumuri mai cu găurite și da, și altceva, adică realitatea care există, da. Apoi am fost mai multe ori, am făcut mai multe tururi cu mașină, adică am vizitat cam cele mai importante orașe. Ce frumos! Eu nu vreau să ratez ocazia, dacă toți sunteți invitați astăzi, pentru că și emisiunea este de așa concept. Eu aș vrea să vă întreb ceva, poate îi ajută și pe tinerii, care poate sunt la început de drum în cariera asta muzicală, pentru că voi aveți 20 de ani deja de activitate și activitate în care ați fost în continuu în top. Nu ați avut nicio perioadă în care să... Bine, am mai avut dar să treceți peste. Am tins tot timpul să... Care a fost, care să spunem așa ca o concluzie, este secretul succesului vostru? Munca. Secretul că am încercat de fiecare dată să aducem produse de calitate. Am muncit pentru fiecare notă și pentru fiecare virgulă, pentru fiecare vers. Foarte minuțios și riguros am fost de fiecare dată când am intrat în studio de înregistrare. Și adică nimic n-a trecut așa la întâmplare, adică cu multă seriozitate ne-am... Dumnezeu îți dă talent, dar tu trebuie să muncești. Ați fost stricți cu voi de-a lungul timpului? Ați cerut de la voi calitate de fiecare dată? Da. Așa, melodii din astea fără sens nu prea am făcut, sau fără melodicitate, adică am evitat, ne-am dorit tot timpul, dar asta a fost chiar de la începuturi. Și asta, dacă mă întrebai despre tineri, asta îi sfătui și pe tineri și chiar le spun în față, mulți știu și alții trec ani și mulțumesc pentru asta. Zic, creează-ți repertoriul tău și cu piese bune în fiecare zi sau pas cu pas. Ați primit de-a lungul timpului întrebări de la tine sau ați fost mentor poate pentru niște tineri la început de drum în cariera asta muzicală? Da. Chiar acum avem un băiat pe care l-am descoperit tot undeva prin țară. Adrian Bradu se numește și un băiat foarte talentat și are voce și acum el cântă toate genurile de muzică, tot ce cade și iarăși încerc să-l pun pe drumul corect, să-i prioritizez niște lucruri anumite, să-și aleagă repertorii și tot așa. Am mai muncit cu tineri, bine, nu prea am timp să o fac foarte mult și că mai scrie multă lume că referitor la orele de canto sau așa. Adică eu îmi găsesc timp atunci când văd un tânăr foarte bun. Deci, așa cum am extras așa o informație din ce ați spus, e bine să ne axăm pe un drum, nu să mergem așa mai multe direcții fără... Fiecare artist e bine să-și creeze un stil propriu, o personalitate, ca să știi că ăsta e cu tare. Doar când zici Dan Spătaru sau Gică Petrescu la distanță de ani, îndată îți faci concluzie. Sau ai zis... Pentru era de la Dauer sau da, ceva. Și tu știi ce-o cântat, adică este un stil, sau când zici Madalena Manole, știi că asta este ea, asta e repertorul ei, da? Așa este. Dragilor, vă mulțumesc din suflet și, cum am mai spus, noi ne vedem la concert. Vreau să îmi spuneți, deja mulți dintre telespectatori știu, unde vă pot găsi ei și cum vă găsesc pe rețelele de socializare. Foarte simplu acum să dai de cineva. E simplu, ai scris Costi Burlacu, Corina Țepeș pe pagina noastră oficială. Suntem pe pagina noastră. Răspundem noi acolo, să știți. Nu răspunde altcineva. Am mai avut și ajutoare pe parcurs, dar de fiecare dată am fost cu ochiul pe pagina. Adică, pe puls. Am fost... Da, răspundem noi. Și, bineînțeles, toată muzica noastră o găsiți pe YouTube. Acolo găsiți melodii mai vechi și găsiți și imprimări de-a noastră încât la începuturi, de la 20 de ani, să ne vedeți cum eram noi subțirei și așa cu altă voce. Dar asta e interesant, știi, când ai în urmă și
și vezi cum e frumos că rămân acolo. Da, da, avem și imagini cu Corina la un spectacol cu Burtica și cu prima fată când era însărcinată și cu a doua și istoria familiei. Amintiri, da. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost astăzi alături de noi și noi ne vedem la concert și invităm încă o dată pe telespectatorii noștri să vină la concertul vostru. Mulțumim din suflet, 16 dragii martie. Dragii noștri, vă așteptăm pe 16 martie la Sala Unirii, unde vom avea o sărbătoare pe scenă alături de cei mai virtuoși instrumentiști de la Chișinău. 16 martie, și alături de Adriana Ochișanu. Da, va fi un spectacol de calitate. Vă mulțumesc din suflet și vă mai aștept cu mare drag de fiecare dată. Ușa noastră este deschisă pentru voi de fiecare dată. Mulțumim din suflet pentru o discuție atât de caldă și de profesionistă. Mulțumesc din suflet. Stimați telespectatori, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Rămâneți în continuare pe Apolonia TV. Ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. Să aveți o seară minunată. La revedere!